Continuăm să testăm sursa de 45V și 8A. În acest video, la cererea câtorva abonați, vorbesc despre sistemul de răcire, și anume radiator și cele două ventilatoare care se pot atașa opțional. O să filmez în camera de lucru, dar se aude un pic de zgomot în background, deoarece imprimanta 3D merge. Alegerea radiatorului este destul de simplă, și anume, ținând cont că avem 45V și 8A, va trebui să punem un radiator serios. De exemplu, un radiator ca acesta are 20 de centimetri lungime, cred. Am să vă pun câteva modele în descriere. 20 de centimetri lungime și 10 centimetri înălțime. Este foarte, foarte serios. Și ceva mai mic merge, este ok. Bineînțeles, astea sunt componente scumpe. Un radiator ca acesta costă probabil 30 de euro. Asta este ceva mai ieftin. Totuși, dacă nu aveți un radiator serios, puteți să puneți și ceva mai modest, deoarece avem protecția termică și avem și două, opțional se pot atașa două ventilatoare care pot oferi o răcire forțată. De exemplu, aici va trebui să, la un astfel de radiator, să dați găuri, să faceți filet, pentru că este destul de dificil să nimeriți piulița printre lamele. Eu prefer astfel de radiatoare, deoarece pot, vedeți, lamelele sunt mai distanțate și pot da gaură complet prin radiator și pot atașa piuliță pe partea cealaltă. Din mai multe motive prefer să atașez eu piulița pe spate decât să fac filet, este mai ușor pentru mine. Ca acesta, mai serios, mai mare. Aici, bineînțeles, contează și ce carcasă folosiți, în ce carcasă veți băga sursa mai târziu, da? Deci sunteți destul de flexibil în ceea ce privește radiatorul. Bineînțeles, nu puteți să puneți ceva mic, avem 4 tranzistori de putere, regulatorul, BD-ul, termistorul trebuie pus pe radiator și în caz că folosiți un transformator va trebui să puneți și puntea redresoare pe radiator, iar pe un radiator ca acesta încap toate, da? Sau ca acesta. Iar acesta este un pic cam micuț, dar și aici se pot îngrămădi, da? Pe placă există două mufe care le puteți, unde puteți conecta două ventilatoare de 24V pentru o răcire a sistemului. Cineva mi-a scris mesaj că nu merge, a conectat un ventilator, chiar mi-a trimis un video și a spus că este urât din partea mea, că am pus o schemă greșit și că nu merge și că, în fine, el a plătit abonament la SciNstall și eu îi dau schema greșită. E bine, ventilatorul merge, dar dacă nu ești în stare să citești cât de cât schema sau să te uiți în schema și aștepți tot timpul mură în gură, normal că nu merge niciodată nimic, da? Trebuie să înțelegeți că, cu toate că montajul este foarte simplu de realizat, un pic cunoștințe simple de electronică, măcar să știi ce înseamnă plus, ce înseamnă minus, ce înseamnă ground, ce înseamnă negativ și pozitiv și așa mai departe, este important, da? Dacă nu știi nici astea și nu știi să vorbești frumos, atunci normal că nu o să-ți meargă niciodată nimic. Dacă vă uitați în schemă, ventilatoarele sunt conectate în serie și dacă conectați numai un ventilator, bineînțeles că nu va porni, da? De exemplu, vedeți, acest ventilator nu se învârte. Dacă aveți numai un ventilator, atunci scurt-circuitați pinii de la una dintre mufe, fiți atenți, și ventilatorul funcționează fără nicio problemă. Da? Pe placă este prevăzut acolo plus și minus la ventilator. Totul funcționează perfect dacă te uiți în schemă, dacă respecti tot ce scrie, ce a scris autorul în schemă. La unii oameni am trimis chiar revistele originale și majoritatea au reușit să construiască, dar mai sunt și oameni care se împotmolesc pe drum.
Pe Science Stories, la rubrica material, o să găsiți și date, de fapt nu aici, la scheme, la Gerber, o să găsiți aici, o să găsiți datele Gerber pentru și softul pentru panoul de monitorizare. Iar acum o să vă prezint cum funcționează panoul de monitorizare, adică să customizați programul. De exemplu, deschideți, dezarhivați programul, o să găsiți acolo toate fișierele responsabile. Deschideți în MPLAB și vă duceți în main.c și aici găsiți în mare parte cam tot ce aveți nevoie. De exemplu, dacă vreți să vi-l customizați, să puneți numele vostru când aprinde sursa, căutați după LCD print în această funcție aici și puteți să treceți ce nume vreți voi. Programul este de pe GitHub, aici puteți să vă duceți să-l căutați pe omul care a făcut programul, dar programul este oricum modificat, nu mai este asemănător cu cel original. Vă duceți pe GitHub, îi dați un like la om dacă doriți. Pentru ventilator puteți să folosiți acest model, căutați codul ăsta la Mouser sau la DigiKey sau la alte shop-uri asemănătoare. Are o dimensiune de 80 pe 80 de milimetri. Puteți să folosiți și alte ventilatoare mai mari, mai mici, depinde și ce carcasă aveți. Sunt ventilatoare foarte silențioase, chiar dacă merg la puterea maximă și carcasa este închisă ca lumea, nu fac zgomot foarte, foarte mare. Aici depinde și de bugetul fiecăruia. Eu am făcut un test doar cu radiatorul, cu radiatorul care îl vedeți în imagine și am dus în 8 amper, am mers cred că vreo jumate de oră în 8 amper până a ajuns radiatorul la 80 de grade Celsius și atunci a intrat protecția termică. Dacă aveți și două ventilatoare, atunci sunteți pe drumul bun. Bineînțeles, pentru un foarte bun contact termic, nu uitați să puneți vaselină termică între capsula tranzistorului și radiator. După cum am spus, radiatorul trebuie izolat de carcasă. Dacă ați folosit și vaselină termică, înainte curățați bine cu alcool zona unde vine montat tranzistorul pentru a elimina de fapt impuritățile și grăsimile, apoi puneți vaselină și termică, pastă termică și totul este perfect. Regulatorul nu trebuie neapărat pus pe radiator, dar fiind la marginea plăcii, îl puteți pune pe radiator, nu uitați să-l izolați. Și tranzistorul BD140 în 8A bagă un pic de curent, deși ăla trebuie să îl puneți pe radiator, da? În rest totul decurge normal. Deci, după cum am spus, dacă respectați pașii și faceți cum am explicat în mai multe video și pe canalul de YouTube și pe platforma Science Stories, totul decurge normal, totul merge perfect. După cum am spus, pe Science Stories, la rubrica material, găsiți acolo datele Gerber și tot ce aveți nevoie. Sunt întrebări, lăsați comentariu. Ne auzim în lecția următoare. Ah, și nu uitați, în descrierea videoului pe Science Stories o să găsiți acolo și câteva modele de radiatoare și le căutați și voi unde le găsiți mai ieftin. Ciao!